Augusto Luis Jorge allá. Pe cuvânt. Bună seara. Cum te cheamă? Numele meu este Florian. Florian, ai un timbru foarte, foarte plăcut, dar îți trebuia măslina. Știi cum e? Din punctul meu de vedere, ești un tip ești foarte promițător. Ești făcut pentru Horia, dar totuși el nu s-a întors. Eu n-am înțeles de ce nu s-a întors Horia. Știi foarte bine că ăsta este riscul melodiilor foarte, foarte nu, cântate. Nu, tu știi foarte bine asta. Okay. Noi nu prea știm. Nu, voi n-ați cântat niciodată cover-uri, vă înțeleg perfect. Ba da, ba da. Nu cred, așa ceva. Dar știți că eu un concurent pe scenă, despre el vorbim, nu despre carierele e voastre. Adevărat, dar e nu, adevărat. Nu vorbim despre mine, vorbim despre faptul că acesta este un cântec foarte cunoscut și el trebuie cântat... Cum trebuie cântat, Florian? Și mai special decât ceilalți, mă înțelegi ce zic? Da. Chiar îmi pare rău. Florian, chiar sincer îmi pare rău. Ai cântat bine. Bine, ai cântat serios. Eu am vrut să mă întorc. Dar nu mi-a plăcut această ceva. Imitare. Nu, ori la Vocea României așteptăm voci care să aducă ceva nou. Trebuia să ieși din zona lui Tom Jones. Trebuia să te duci în zona ta. Trebuia să crezi trebuia tu să mergi mai spre Brânciu puțin. Și era perfect. Dar aici a fost. Era aici. Ai avut-o și ai scăpat-o. Ai imitat. Ce poți aduce tu nou la piesa asta? Așa trebuie să spui de fiecare dată când cânti orice piesă. Chiar dacă vei cânta mereu cover-ul sau cum am făcut eu, să trec și la melodie originală. Îți mai spun o treabă, Florian. Florian, e destul de greu să aduci ceva original piesei astea. E foarte greu să cânti altfel. Dar e tâmpenie de piesă, mă. E foarte greu să cânti altfel. Dar oricum... Ai o voce foarte bună, ai o voce foarte bună. Mulțumim frumos! Hai mă, Tudor!